Dacă te-ai săturat să te trezești în fiecare dimineață mofturos și lipsit de viață, sau dacă pur și simplu ești una dintre acele persoane care își doresc mai mult de la viața lor și vor să se dezvolte continuu, acesta este un videoclip pentru tine. Te salut! Numele meu este Andrei Cruceru, iar dacă ești pentru prima dată la mine pe canal, îți urez bun venit și te asigur încă de la început că aici vei găsi două tipuri de videoclipuri. Distractive și educative. Așa că după ce termini acest videoclip, îți recomand să urmărești încă câteva de la mine, iar dacă îți place, consideră să te abonezi la canalul meu. Astăzi vom discuta despre câteva moduri practice în care noi putem să avem zile mai bune și mai productive în același timp, iar dacă rămâi cu mine până la final, ți-am pregătit și o surpriză. Pasul numărul 1 pentru a avea o zi mai reușită este să o începi așa cum trebuie. Este foarte bine cunoscut faptul că modul în care îți începi ziua influențează și felul în care aceasta se continuă. Adică de câte ori te-ai trezit cu 3 ore mai târziu decât îți propusesei, n-ai avut timp să înveți pentru examen sau să faci ceva care era foarte urgent, iar apoi ți-ai continuat ziua cu foarte mare bucurie și maximă productivitate. Ei bine, chestii de genul se mai pot întâmpla, dar mie nu-mi place să mă joc cu probabilitățile. Pentru mine este foarte important să-mi încep dimineața așa cum trebuie și de aceea acord o așa mare atenție. Ziua mea începe dimineața, nu la prânz așa cum majoritatea suntem tentați să o facem. Și vă spun și de ce aleg să fac asta. Tindem să asociem seara cu o perioadă de relaxare. Momentul ăla când parcă ar merge un film pe Netflix, te cheamă prietenii pe afară și tot așa. De aceea este mult mai eficient să mă trezesc de dimineață și să știu că am timpul necesar pentru a face ceea ce mi-am propus. Iar acum intervine adevărata provocare pentru a avea zile cu adevărat reușite. Ceea ce facem în momentul în care ne trezim. Și este important să înțelegem că trebuie să dezvoltăm câteva obiceiuri sănătoase pe care să le facem în fiecare zi, care bineînțeles diferă de la o persoană la alta în funcție de interese. Dar dați-mi voie să vă spun de ce consider că este important să integrăm aceste obiceiuri sănătoase într-un ritual de dimineață, să nu le lăsăm pe finalul zilei. Mi-am dat seama că am câteva obiceiuri pe care le fac în fiecare zi, cum ar fi sportul, cititul, scrisul în jurnal și alte câteva lucruri, și că ar fi mult mai eficient din punct de vedere al timpului dacă le-aș include pe toate într-o rutină. Un al doilea argument, pe lângă faptul că scutesc foarte mult timp, este că mă trezesc cu un sentiment de mulțumire pentru că încă de la începutul zilei am îndeplinit câteva task-uri care m-au făcut o persoană mai bună. Dacă ești deja o persoană care și-a dezvoltat câteva obiceiuri sănătoase, îți recomand să încerci să le introduci într-o rutină de dimineață și să vezi cum te simți după o anumită perioadă. Iar dacă ești o persoană care își dorește de atât de mult timp să se apuce de citit sau să înveți o anumită limbă străină sau orice altceva te pasionează, acum este timpul să începi. Ceea ce ne conduce la cel de-al treilea punct, acțiunea. Pentru că degeaba am înțeles noi cât de important este să avem obiceiuri sănătoase dacă nu facem și ceva în privința asta. Și aici intervine cadoul meu pentru tine, pentru că ai arătat interes și ai rămas până la finalul acestui videoclip. O să te ajut personal să implementezi câteva obiceiuri sănătoase în viața ta. O să trecem împreună printr-un proces prin care o să înțelegi beneficiile acestor obiceiuri, pentru că dacă nu ai un de ce foarte puternic în spate, o să te simți pe parcurs demotivat și nu o să continui în implementarea lor. O să împărtășesc cu tine ce obiceiuri am eu, poate te inspiră câteva dintre ele. O să-ți dau câteva aplicații care să te ajute să îți menții un program. Așa că, dacă ești interesat, fără niciun fel de rușine, aștept mesajul tău pe Instagram la Andrei Cruceru și o să ne apucăm împreună de treabă. Nu sunt eu un expert în acest domeniu, dar pentru mine a fost foarte important să am în jurul meu persoane care să mă ambiționeze prin puterea exemplului. Și cam asta vreau să facem și noi împreună. Este foarte important să înțelegem că viața este doar un joc și că depinde doar de noi dacă vrem să trecem la nivelul următor sau dacă vrem să rămânem stagnați și să ne plafonăm acolo unde suntem. Nici nu avem idee ce schimbări majore pot să apară în viața noastră dacă facem zilnic un pas mărunt pentru a fi mai buni. Într-un an sau poate câteva luni putem fi persoane cu adevărat schimbate. Acestea fiind spuse, dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să-mi lăsați un like pentru că mă ajută foarte, foarte mult și distribuiți cu toți prietenii voștri care credeți că au nevoie de aceste sfaturi. Eu am fost Andrei și ne vedem săptămâna viitoare. Pa!